Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Expertul în politici publice, Sorin Ionita, a observat că practic Bucureștiul este în faliment. Mă rog, adică primăria municipiului București, cel mai mare oraș din România, care are de altfel un buget uriaș de peste 1 miliard de euro anual. E acum în aceeași situație cu o comună oarecare din țara noastră, una care nu poate supraviețui fără ajutorul guvernului. Și e o situație aproape incredibilă, dar iată, din bugetul total al capitalei, 52% reprezintă subvenția la agentul termic, care oricum e insuficient și nu mulțumește pe nimeni, încă vreo 20% reprezintă subvenția pentru STB, compania de transport public, de unde am aflat recent că se fură cu autobuzul, practic, un camion. 13% sunt salarii pentru angajați, 15% sunt diverse alte cheltuieli, iar restanțele la fisc mai adaugă alte 16%. Deci, practic, dacă le adun pe toate, obligațiile rigide de plată depășesc bugetul, iar spațiul pentru dezvoltare este nul, observă Sorin Ionita, președinte Expert Forum, care este acum în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Asta e o situație chiar de ieri, de azi. N-a fost evidentă direcția în care se îndrepta municipalitatea. De ce, mă întreb, de ce n-a putut fi schimbat acest curs către faliment? Nu chiar de ieri de azi, s-a agravat foarte mult în ultimele luni cu prețurile astea la energie, pentru că subvenția la gigacalorie n-ar fi reprezentat chiar atât de mult. Ea era mare, ca și cea la STB, erau principalele cheltuieli în bugetul Primăriei Generale a Bucureștilor, dar acum a sărit de jumătate cu aceste prețuri la energie. Și cu menținerea ei ca atare, adică fără scumpirea la consumator, deci dacă nu se decide să plătim mai mult. Deocamdată asta este situația, pentru că, mă rog, Consiliul General nu a luat o decizie să reducă aceste subvenții, deci dacă nu se reduc cu prețurile astea la energie, asta este situația în momentul ăsta. Uh-huh. Și vorbim de PMB, deci de primăria condusă de Nicușor Dan. Nu includem aici sectoarele, ca să înțeleagă lumea bine, pentru că încă pe atâta vreo miliard mai sunt bani la sectoare. Acolo este altceva, sunt alte proporții, alte tipuri de venituri, alte tipuri de cheltuieli. Nu e chiar atât de rău la sectoare. Bun, acum, sigur, asta e o opinie nepopulară și mulți ascultători o să se supere că spun, dar trebuie spus, subvenția la căldură este, cel puțin în București, nu știu cum este în alte orașe, dar cred că e același principiu, este profund neetică. Pentru că oameni care se acordă, indiferent de venituri, nu reprezintă un sprijin pentru oameni cu venituri reduse sau dezavantajați, în timp ce cei care sunt conectați la rețeaua de gaz și au centrale proprii, în case sau în apartamentele în care și-au montat centrale, plătesc un preț care nu beneficiază de această subvenție. Da, așa este, numai că nu descoperim asta acum, asta este dintotdeauna și au mai fost, să zic, nu discuții, dar începuturi de discuție, dar s-a pus Batista pe țambal și noi n-am avut, de fapt, o decizie clară. E neetică și din alt punct de vedere, este cea mai mare subvenție între toate municipiile României, deci prețul la gigacalorie în București este cel mai scăzut din țară, în condițiile în care București e cel mai bogat oraș. Deci dacă ne acoperim cu ceva, cu transferul de la guvern, asta înseamnă că alții ne subvenționează pe noi. Mm-hmm. Pentru că știți, asta era soluția. Primarul în general e nevoit să se ducă și să mai ceară bani de la guvern și chiar a obținut câte ceva. Mm-hmm. Deci, poate fi curmată în această... care mai luăm și bani de la bugetul guvernului, înseamnă că Vasluiul subvenționează Bucureștiul. Pentru că la ei au și ei. Multe municipii din România au sistem de încălzire centrală și acolo este această problemă, dar subvenția nu e atât de mare în raport cu costul real al gigacaloriei. Asta e o discuție similară și cu subvenția pentru metrou, care e plătită din... Metrou e numai în București, deci deocamdată metrou fiind al Ministerului Transporturilor, automat tot ce vine de la guvern intră în metrou, subvenționează transportul în comun în București, de fapt. Bun, acum, pentru PMB, din câte am calculat, diversele subvenții depășesc, cred că jumătate de miliard de euro anul trecut. Asta e o adicție deja. Cum ar putea fi curmată această dependență? Anul trecut, da, dar vă spun, acum, noutatea mare este chestia asta cu energia. De s-a sărit de la 1 miliard de lei la 2,6, deci de două ori și ceva ar trebui
să se mărească. Repet, bugetul se discută într-o lipsă totală de transparență, aș zice. Noi ar trebui să fi dezbătut chestiile astea, nu pentru că mai aflăm noi câte ceva, ci că le pune primăria în dezbatere publică. Dar, da, s-a mărit extrem de mult și trebuie să vedem cum rămâne, pentru că nu s-a aprobat încă. Ce poate fi făcut acum pentru echilibrarea bugetului sau pentru corectarea acestui curs? Ce ar trebui făcut? Sincer, nimic. Deci nu poți să rezolvi genul ăsta de crize în 3 zile. Poate fi luată o decizie în Consiliul General să reducă subvenționarea la gigacalorie, la STB, la, mă rog, astea sunt principalele subvenții. Deci asta înseamnă scumpiri la consumator. Deci poate decide ca noi să plătim o fracție mai mare din prețul real al gigacaloriei, care acum, cât a sărit de mult, am înțeles că undeva pe la, mă rog, 900 de lei, 8-900 de lei, și noi să plătim ceva mai mult, nu doar 100 și ceva, cât plătim în momentul ăsta, 160 ceva, mi se pare. Nu există, mod evident, voință politică pentru astfel de decizie. Ce ar putea determina politicienii să înfrunte realitatea? Există o majoritate în Consiliul General care în principiu era deschisă așa, dar au fost pe acolo niște hârșâieli, cărâieli, nu au aprobat prima propunere cu care venise primarul Nicușor Dan, care propusese, de altfel, trebuie să o spunem, el a propus căderea subvenției, adică mărirea tarifului la consumator. Nu s-a aprobat din alte motive, că unii au vrut să-i dau o lecție, alții, mă rog, nici el nu i-a sunat, nici ei nu l-au sunat pe el, chestii de genul ăsta, știi? Da. Eu cred că vor trebui să ia o astfel de decizie în Consiliul General, pentru că e cum spuneți. Însă asta nu rezolvă chestiile pe termen lung, doar, cum să spun, în loc să fie în faliment 110%, o să fie în faliment numai 90%. Da, 860 de lei e prețul aprobat de ANRE pentru gigacalorie. Așa. Și prețul acum e 164, propunerea primarului, exact, 280. Ar fi o creștere masivă, dar oricum n-ar acoperi nici pe departe prețul aprobat de ANRE. Niciodată nu va acoperi. Nu s-a pus problema să plătească cineva prețul întreg. Nu știu dacă se plătește undeva prin țară. Totdeauna e o subvenție, să înțeleagă lumea. Aici nu e vorba de a lua decizii extreme, dar de a te apropia un pic de realitate. Deci, nu știu, deși la prețul ăsta chiar să spui că plătim jumate, ar fi o mărire uriașă a tarifului la consumator. Bun, mai am această întrebare ca să înțeleagă toată lumea. Care sunt efectele unui buget atât de, cum să spun, limitat, strâns, practic falimentar pentru un oraș ca București, pentru orice oraș, de altfel, mare? Păi, îți rămâne foarte puțin spațiu la nivelul primăriei generale, repet, să nu amestecăm sectoarele aici, pentru că, da, așa se așezate lucrurile la București. Taxele și veniturile locale se duc la sectoare, primăria generală stă pe alți venituri, dar nu pe taxe și impozite locale. Bun, ăsta fiind bugetul, din 5 miliarde, nu îți rămâne mare lucru cu care să faci proiecte de investiții, dezvoltare și tot ce vorbim noi, da? Deci, noi ne uităm la primăria generală și așteptăm să curgă de acolo, nu știu ce, proiecte ecologice, piste de biciclete, pasaje, nu știu, extinderea transportului în comun, linii noi de tramvaie, păi toate chestiile astea costă bani, ori tu n-ai de unde să faci aceste lucruri. Și ați văzut, tu, cea mai bogată localitate din țară, te duci la guvern și cerșești bani din programul Salin. Ceea ce este o aberație în termeni, pentru că Salinii ne-a fost vândut și promovat ca programul care va echilibra țara, va da celor săraci, comunelor, le va scoate din noroi. Adică Salinii fost PNDR, nu era făcut ca să dai jumate din bani la București și la Cluj. Dar aici se ajunge. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea expertului în politici publice, Sorin Ioniță de la Expert Forum. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.